Rick, ne gândim la acea vizită cu ani în urmă în Kinshasa, Republica Democrată Congo, din Africa. A fost prima mea vizită în acea țară și mi-a deschis ochii. În Kinshasa sunt 17 milioane de oameni și creșterea este rapidă. Când am venit de la aeroport, părea că toți erau pe străzi. Un oraș activ, vibrant, unde aveam pionieri ai misiunii globale care au plantat biserici pe parcursul anilor. Da, mi-aduc aminte că mergeam în oraș și vedeam camioane pline cu oameni. Acela era mijlocul lor de transport în oraș. A fost o provocare uriașă, un număr mic de misionari care încercau să ajungă la un număr mare de oameni. Eram acolo pentru instruirea misionarilor și nu voi uita o persoană anume, desigur. Pastorul Jeremia a fost misionar care a condus partea muzicală pentru acest eveniment. El era vibrant, entuziast și avea o poveste minunată. Tu ai sugerat să mergem cu el pe străzi ca să-l filmăm în acțiune. Da, așa că am mers în fața bisericii unde el a cântat și imediat s-a adunat lumea. Personalitatea lui era molipsitoare. El este atât de vibrant și are atâta viață încât oamenii sunt atrași de el, chiar și fără muzică. Îi avea pe cei doi copii mici cu el, Benji și Josie. Josie fusese foarte bolnav. Avusese malarie. Avea ulcerații pe picior, așa că nu mai părea prea fericită în video, dar cânta. Ei merseseră 2 ore ca să vină la eveniment și în acea seară mergeau încă 2 ore până acasă. Uitasem că merseseră 2 ore, dar cred că așa este adesea cu mulți din cei din acea zonă a lumii. Dar mi-aduc aminte de toți copiii care s-au adunat împrejur când el a început să cânte. Erau o mulțime. Îmi aduc aminte că după câțiva ani mergeam pe coridor la conferința generală și am auzit același cântec pe care îl înregistraserăm cu misionarul Jeremia. M-am uitat în biroul lui Ricky Oliveras, el este producătorul nostru, și el edita materialul. Desigur, acolo era și pastorul Jeremia. Ricky îl recunoștea drept pastorul Lobo. Poate că este pastorul Jeremia Lobo. Dar el era acolo împreună cu familia lui. Știam că are 2 copii și un bebeluș de 1 lună acasă. Dar familia crescuse și el lucra la fel ca în anii trecuți. A fost minunat să-l revăd. Faptul extraordinar era acela că aveau mici trompete făcute acasă. Așa este, extraordinar. Misionarii precum pastorul Jeremia lucrează peste tot în lume. Vă mulțumim pentru rugăciunile voastre, pentru sprijinul vostru financiar. Ei plantează biserici în locuri unde nu știam că le putem planta. În împrejurări foarte dificile și ori de câte ori întâlnesc un misionar care trăiește cu o alocație de bază, mă simt mic. Pentru că spun, Doamne, eu nu știu ce înseamnă sacrificiul. Vă solicităm să continuați să vă rugați pentru misionarii care vestesc Evanghelia în toată lumea. La fel ca Isus, eu trebuie să continui, pentru că avem misiunea de a merge și a prezenta vestea cea bună a Domnului Isus. Amen.